Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și sunt astăzi împreună cu... Eva! Eva, nu ne-ați mai văzut de mult în formula asta, dar am început un an nou și dacă am început un an nou, trebuie să-l începem în forță. Așa că am venit astăzi la Muzeul Militar și în spatele nostru, din câte vedeți, este bustul lui Alexandru Ioan Cuza, pentru că astăzi o să facem un concurs. Am pregătit un mini concurs, fiecare a pregătit câte două întrebări. Eu am pregătit două întrebări pentru Radu, el a pregătit două întrebări pentru mine, ca să ne testăm cunoștințele în domeniul istoriei, mai precis legate de Mica Unire. Exact, o să încercăm să ne punem puțin în dificultate, așa că stați până la final să vedeți ce o să reușim să facem, o să avem și variante de răspuns, o să fie destul de interesant. Nu știu ce o să facă cel care nu o să se descurce bine. Dacă am greșit o întrebare, practic am pierdut. Cumva, dacă și tu greșești, s-ar putea să fie egalitate sau nu știu, vedem până la sfârșitul acestui vlog să vedem cine pierde, cine câștigă și ce va face pierzătorul. Iar dacă voi vreți să răspundeți la întrebări, puteți lăsa în comentarii răspunsurile la întrebările pe care ni le adresăm noi doi. Perfect! Și dacă mai aveți și alte întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Noi o să vă răspundem de asemenea și Eva o să... Deci eu zic să o urmăriți pe Instagram pentru că face niște lucruri interesante acolo. Așa că haideți să începem, dar înainte de a trece la întrebările propriu-zise, haideți să vă prezint puțin din Muzeul Militar, nu? Da. Să le arătăm ce pot vedea aici, dacă vreți să veniți și voi, pentru că e foarte interesant și este păcat. O experiență inedită. Și e păcat să nu aveți experiența asta, pentru că până la urmă de aici a pornit totul și așa am ajuns astăzi unde suntem. Ok, am revenit, dragilor, eu am întrebările aici, pregătite pentru Eva. Eva, ești pregătită? Stai seama. Nu știu ce să zic, eu am pregătit niște întrebări foarte complicate, dar haideți să vedem cum o să te descurci. Așa că începem cu prima întrebare și o să apară și variantele de răspuns pe ecran și anume, ce semnificație are data de 24 ianuarie? A. Ziua Independenței. B. Ziua Națională a României. C. Unirea Principatelor Moldovei și Valahiei. Și D. Unirea tuturor românilor. Păi, motivul pentru care ne aflăm noi astăzi de aici este faptul că sărbătorim unirea Principatelor Moldovei și a Valahiei. Așa că răspunsul corect este C. Băi, Eva, dar tu te-ai pregătit înainte să vin cu... Mi-am făcut lecțiile. Ți-ai făcut lecțiile astea, deci vedeți, așa se merge la un concurs. Ce pot să zic, Eva, eu am emoții, pentru că nu știu ce mi-ai pregătit tu mie și dacă ai răspuns deja ok la prima întrebare, s-ar putea să am eu probleme. O să te las pe tine să-mi pui a doua întrebare și apoi o să vin și eu cu următoarea întrebare, să văd și eu cam la ce nivel mă situez, da? Ești pregătit, Radu? Am emoții, spun sincer. Spune! Spune. Cum arăta drapelul Principatelor pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza? A. Albastru, galben, roșu, dispuse vertical. B. Roșu, galben, albastru, dispuse orizontal. C. Roșu, galben, albastru, dispuse vertical. Și D. Albastru, galben, roșu, dispuse orizontal. Pa. Deci tu chiar mai pregătit o întrebare destul de grea. Nu știu ce să zic, sunt pus în dificultate pentru că tu ai mers și pe variante relativ asemănătoare, deci nu... Mă gândeam că asta e o întrebare de 1000 de lei sau de 2000 de lei, dar tu ai început direct cu o întrebare... Ok, hai să vedem cum putem să o rezolvăm. Oameni buni sau mai au emoții. Ai varianta sună un prieten? Am varianta sună un prieten? Sau 50-50? 50-50? Poți să aleg 50-50? Poți să mai tai două variante? Da. Wow, păi atunci aleg varianta asta. Hai să vedem ce variante poți să tai. Din cele patru variante, vei rămâne cu două. B. Roșu, galben și albastru dispuse orizontal. Sau D. Albastru, galben și roșu dispuse orizontal. Ok, deci am B, roșu, galben, albastru, dispus orizontal. Și roșu, galben, mamă, ce emoție am, aș merge pe B. Răspuns corect! Mamă, bai, am fost super aproape, deci eu sper să ne pun în dificultate cu următoarea întrebare și sper să câștig.
Bun, acum am revenit eu cu întrebările. Eva, eu am puterea cum ar veni în momentul de față și tu va trebui să răspunzi greșit. Ăsta e goal-ul meu. Acum depinde ce-ți dorești și tu. Bun, întrebarea este: cărui domeniu aparține legea instrucției publice? A. Educație. B. Armată. C. Sănătate. Și D. Transporturi. Radu, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, învățământul primar cu durata de 4 ani a devenit gratuit și obligatoriu. Acesta promova învățământul în acea perioadă pentru a eradica din timp analfabetismul și a mări numărul știutorilor de carte. Deci, legea instrucției publice a fost promulgată în domeniul educației, iar tot din acea perioadă datează Universitatea din București, Universitatea din Iași, Școala Națională de Arte Frumoase și Școala Medicală Veterinară. Eva, m-ai surprins. M-ai surprins, cred că o să mă dau bătut din momentul ăsta și o să te las să câștigi, pentru că, da, n-o să las chiar așa să se vadă, dar m-ai surprins. Ai răspuns corect. Răspunsul corect este A, educație. Așa este. Asta este, haide să mergem și la runda următoare, unde trebuie să răspund și eu, deși mi-e teamă. Radu, ești pregătit pentru ultima întrebare? Da, dar sper să nu fie mai grea decât cea, adică e... Hai! Vom vedea. Care este motivul din cauza căruia Alexandru Ioan Cuza abdică? A. Întâmpinase prea multe greutăți de-a lungul domniei. B. Nu-și mai dorea să se afle la conducerea principatelor. C. Suferea de probleme de sănătate. Sau D. Este forțat să abdice și alege să nu se opună. Ok. Păi, hai să o luăm, așa. El a făcut foarte multe reforme radicale, care cumva au grupat politicienii împotriva lui, pentru că nu le-au convenit. Și eu aș merge pe varianta D, varianta în care a fost forțat și a trebuit să renunțe. Aici ce aș mai vrea să punctez este faptul că această coaliție, să zic așa, au venit peste Alexandru Ioan Cuza în palat și cumva l-au pus în fața faptului împlinit, l-au obligat și a trebuit să facă treaba asta. Deci eu merg pe varianta D. Răspuns corect. Eva, am încercat și eu să dau un răspuns corect și văd că mi-a ieșit și mi-a ieșit și celălalt, deși eu, din punctul meu de vedere, am pierdut pentru că am folosit varianta 50-50, tu nu ai folosit nicio variantă. Acum trebuie să fiu corect și trebuie să-ți dau câștigul ție. Asta este. Voi spuneți în secțiunea de comentarii cine vi se pare vouă că a câștigat și mai mult decât atât, oricum, ea a dat mai multe informații chiar și la prima întrebare. Ok, dragilor, acesta a fost clipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Lăsați și voi în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai vedeți clipuri de genul acesta. Eu zic că putem să facem multe lucruri interesante aici la Muzeul Militar, pentru că încă nu ați văzut decât o mică parte din ceea ce se află aici în muzeu și mai avem multe de arătat și cred că o să facem tot împreună treaba asta data viitoare când vom veni aici la Muzeul Militar. Dar până atunci, nu uitați să vă informați și voi și nu uitați faptul că un militar adevărat trebuie să fie informat și să-și cunoască istoria poporului. Sigur, dacă nu sunteți încă militari sau dacă nu sunteți militari și nici nu vreți să fiți, nu ezitați să vă informați, pentru că până la urmă, cu toții trăim în același mediu care a ajuns să fie așa cum este astăzi datorită istoriei noastre. Ok, dragilor, așa că noi revenim foarte, foarte curând. Ciao!